Ei, salutare, salutare, scump, dragi și apropiați colegi și prieteni de relaxare. Dar oare nu-i prea multă relaxare? Nu ne batem cumva joc de această stare? Că vedeți, cazurile cresc și ieri am avut infectați vreo 237. Oare asta vrem să ne întoarcem iarăși la izolare? Iar să ne salutăm cu salutare, salutare, dragi colegi de izolare? Ia să ne gândim noi un pic mai bine, ia să ne gândim un pic mai bine la asta. Dar până atunci, urmăriți un promo! Ce ziceți, băieți? Ați crezut voi vreodată, mă, Nicu, mă, Costi, că ajungi să faci stand-up pe stadion? Premieră națională, stand-up comedy pe Cluj Arena. Nici nu mă gândeam nici că o să vin la stand-up pe Cluj Arena. Dar glume, glume, ai pregătite. Am vreo tribune, două orele. Tribune, două orele. Și nu, mă, nu e ok. Stai așa, și Sasha, da. Deci suntem cu tare, Costi, Nicu, Unguru, Sasha. Trebuie să zicem cumva mai fain. Deci, da, hai. Salut, suntem. Opa, stați, eu puțin. Salutare, sunt George Florescu și vă invit pe Cluj Arena. De data aceasta nu la o partidă de fotbal, ci la o partidă de glume. Pe 14 iunie la 20:30. Super, bine, zis. Bine, băieții, Doamne ajută! Hai, hai, pupă stadionul! Ale, ale, stand-up, ale, ale, stand-up, ale! Este! Ale, stand-up. Hai, fugi, căutați! Avem loc în tribune pentru toată lumea! Altă semințele! Hai pe Cluj Arena! Am revenit în direct în fața dumneavoastră. Să fim atenți, să fim cu ochiul în patru, domnilor și doamnelor, pentru că lumea e atât de sensibilă, atâtea sensibilități, nu cumva să atingi pe cineva că-i bai, că te reclamă, că te ceartă, că te expune oprobiului public. N-ați văzut? Și desenele alea vechi, desenele cu vechile personaje, desenele animate, și pe alea le schimbă, mă. Desenul cu Bugs Bunny, auzi la ei. Știți că era urmărit de un vânător, pac, 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 trăgea cu pușca după Bugs Bunny. Ne. Acum vânătorul are în mână o coasă. Dreptei că ce-i sigur, e sigur. Dacă îl prinde pe iepure cu coasa, mă rog, nu de asta vorbesc aici, dar ci că-s prea violente. Și să scoatem violența din ele, să scoatem ceea ce nu-i potrivit pentru ochiul copiilor. Acum când internetul e la un clic distanță, când avem vampirina, Ben 10 și toate drăciile alea atât de violente, le transformăm pe desenele alea vechi în desene contemporane politically correct. Păi aveam noi pe vremea noastră, aveam vreme să ne uităm că Donald Duck n-are chilos pe el, ne miram că fumează pipă Pope Marinaru. Nu, în alea 10 minute ne bucuram că avem desene animate, dar vedeți, cei prea mult strică. Dar nu strică, să mai urmărim un material în care vorbesc trei colegi, prea colegi, despre ce se întâmplă duminică. Știți voi ce? Da, e bine să vă pui la suflet și altceva. Hai, mă, închideți. La Cluj o să aibă loc o premieră, din câte înțeleg, pusă la cale de niște oameni, printre care și prietenul nostru, domnul Nicolae Bende, a zis Nicu, și prietenul nostru Ciprian, zis un grup Bulan, care fac spectacol de stand-up comedy pe stadion, ceea ce înțeleg că este o premieră, nu s-a mai făcut în România, cred. Și cum noi susținem fenomenul stand-up și vrem să ne ajutăm prietenii, să vadă toate sutele noastre de abonați, că sunt peste două deja, că pe 14 iunie la ora 8:30 are loc acest spotlight at Cluj Arena stand-up comedy. Mulțumesc! Momentul publicitar s-a încheiat. Ceea ce e parte foarte faină la treaba asta, pe lângă faptul că prietenii noștri vor avea acest show și vă recomandăm să mergeți la el, e că Cluj Arena se va transforma într-un fel de amfiteatru de vară, cum erau teatrele de vară pe vremuri, și vor fi mai multe evenimente acolo, vor fi inclusiv filme și tot felul de evenimente pentru... Asta e faza cu acest spotlight, că m-am uitat pe net și am văzut că au multe spectacole spotlights. Mulțumesc frumos, Andrei Crivăț, Gaben de la Baia Mare și Răzvan de aici din Cluj-Napoca. Mulțumesc pentru cele zise, succes și vouă cu așa numitul Tricast. Ei, dacă e relaxare, înseamnă că încep și partidele de fotbal din Liga 1, alea rămase nedisputate, bineînțeles, fără suporteri. Oricum, interesele sunt mari la mijloc. În perioada asta de 3 luni în care nu s-a jucat fotbal, fiecare echipă a căutat să se întărească, să schimbe ceva, să facă ceva, să mai urce în clasament. De exemplu, vedeți, la FC Hermannstadt a venit patroană, șefă, Ana Maria Prodan. Bravo ei! Doamne, Ana Maria Prodan e o femeie de succes, femeie de carieră. Îi dorim să-i meargă bine la echipă. O femeie care știe cum să facă banii.
însă cu toate alifiile, îi merge trotineta, îi dau oare poate pronunța Hermannstadt. Am un numai acuzat că iară mă leg că... Nu, întreb și eu. De ce întreb? Pentru că pe soț îl cheamă Laurentiu Regekampf. Și ea îi zice Laur. Mă înțeleg, Hermannstadt, cum o fi pronunțată Ana Maria? Hermes, Gucci și Vuitton. Drept e că cu trei poșete de astea, pe care ea le are în garderobă, bineînțeles, cumperi orice echipă din Liga 1. Dar noi avem meci pe Cluj Arena. Vă aștept duminică, 14 iunie de la 8:30, alături de încă trei colegii, știți voi care, vă aștept să ne relaxăm responsabil la un spectacol de stand-up comedy. În sprijinul celor spuse de mine, vă rog să mai urmăriți încă un material. Nicu Mendea, ia să auzim, ce ați născocit? Pentru că voi nu vă pot... pentru născocire, superb, superb, chiar eu, superb. Măi, voi niciodată, dar niciodată, cui... mie mi-ai făcut. Nu, la toată din platou. A, am înțeles. Deci, voi niciodată nu vă astâmpărați, voi cu stand-up pandemicul. Da, păi nu avem de ales, nu avem ce face. Lumea trebuie distrată și la bine și la rău. Noi, ca artiști de gen, trebuie să ținem steagul sus și să apărăm pe oriunde putem. Acum am aflat și asta, că s-a demontat spitalul spitalul ăla. Numai să nu le demonteze partea de pe clinicilor, că ne-am dus naibii cu toții, că poate le vin idei, s-a făcut lumea bine. Acum nu ne mai atinge nicio boală dacă nu ne-a atins COVID-ul. Așadar, mergem înainte și profitând de faptul că avem Cluj Arena, Dita Mai Arena, pe balul Soameșului, cum zicea Ilie Dobre, organizăm alături de Iancu Șerbănescu și echipa lui trei seri de evenimente. Mă tot întrebați ce face soacra. Soacra e bine, plină de energie de când a început să iasă pe afară, e plină de energie. Tătă ziua se bate cu copiii, tătă ziua se... Și am rugat-o. Am rugat-o, mamă, soacră, te rog, strigă-le. Își pierde răbdarea, știu, și am rugat-o, mamă, soacră, te rog frumos, fii mai tolerantă. La care ea mi-a zis, zice, tolerantă, poate pe lumea cealaltă. Așa că ai grijă, Scaraoțchi, că o să ai de lucru. Nu acum, în vreo 20-30 de ani. Mulțumesc de urmărire, știți voi ce trebuie să faceți, șeruire și distribuire, relaxare și cumpătare, iar duminică pe arenă zâmbete și voie bună. Nicu Bende a fost și astăzi alături de voi, dacă nu ne vedem vineri înseamnă că n-am filmat nimic. Sperăm să ne vedem în curând. Voie bună, veselie!